Slavă lui Dumnezeu, stai în ascundra lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cerceta lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Domnul Iisus a spus, În casa tata lui meu sunt mai multe locașuri. Și într-o împărăție există mai multe case suntem în cartea esterei și am văzut în Estera 2 că fetele erau pregătite 12 luni, cu 6 luni cu un de lemn, 6 luni cu cum să zic, miros miroden de miros me femine, femeiești sau parfumuri. Dacă vrei, se pregăteau și pregătit aveau acces la împărat. Și apoi Biblia zice, ei când plecau din casa unde erau casa femeilor sau casa unde ele se pregăteau, odată ce, de exemplu, intrau și se întâlnau cu împărat, treceau de la casa aia la casa împăratului. Treceau dintr-o casă la altă. Într-o împărație sunt mai multe case. Și în viața aceasta sunt mai multe case. Și uh, există un mod în care uh, Dumnezeu se prezintă la, la Israel și le spune așa, spune la Israel, le zice, vorbind despre Egipt, Egipt Dumnezeu mai numește Egipt casa robiei. Hai să citesc, de exemplu, în Exodul 3, 13 cu 3. 13 cu 3. Moise a zis: Poporul, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mâna puternică v-a scos Domnul de acolo. Versetul 13. Capitol capitolul 13 și versetul 14. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta să-i răspuns? Prin mâna lui cea a, a tot puternică, Domnul nascos din Egipt, din casa robiei. Exod 20, versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egipt, din casa robiei și poți să citești mai departe. Multe texte unde Dumnezeu din nou pomenește asta. Casa Robillet. Egypte est de Kassa Répète, dis Égypte, Egypte, Egypte. Achamar et Kouméra. Quand nous avons locaux l'eau pour moi, c'est comme a fausse tara lui. Goshen, ça ou Gosen, comme vous voulez, ça prononce. C'est tout, je me on nous met Casa Robillet. Deși erau într-o țară deschisă, dar experiența lor erau în casa Robin. Și fiecare dintre noi, că suntem conștienți sau nu, suntem într-o casă. Suntem într-o casă. Și ceea ce experimentăm ne vorbește în ce casă ne aflăm. Experiența noastră poate să ne dea anumite informații despre acel lucru. Și um, când suntem, de exemplu, în casa robiei, um, sunt lucruri care nu le putem trai sau experimenta. Mai întâi va trebui să ieșim din casa robiei. è molt alt de cas script avèm caça lui pò ti far Casça la ban Car de fa toi as ta représent a'e experi e car le potèm tra m’interessasminaats a chasta. Um... o altă casă. Sunt mai multe case, da. Această dimineață mă interesează o altă casă, care este casa unde uh, cred că tot ar trebui să fim, să experimentăm. Um, în Isaia 56 cu 7, Biblia zice, chiar să citești și versetul um, 6. Și pe străin care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, ca să-l slujească și să iubească numele Domnului, pentru că să fie slujitor lui și pe tot cei ce vor pazi sabatul ca să nu-l pângarească și vor starui în legamentul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, Si vous umple de vaseline casa mea de rognatone, à de rire des tords si jette sur le laveur fait par le tarol mieux, que je casse se va nommer au casse de rognatone pour toi, toi t'es populaire. Si vous remplis de vaseline une casserole de rognatone, il voi toucher la monte le mieux challengeant. casa mea de rugăciune. Dacă există o casă unde trebuie să, să fim, o casă care, trebuie, unde, care vrem să experimentăm, este asta. Și este, aici zice, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune.

Sunt mai multe case într-o împărăție, dar există o casă unde vrei să fii. Există o casă unde Dumnezeu vrea să te ducă. Casa unde arderele de tot jertfe sunt aduse pe altar. Casa de rugăciune. Și si putem trăi această tza experiență aici. Trebuie să căutăm să ne lipim de Domnul și să slujim. Dar putem trăi această experiență aici. Casa de rugăciune. Să avem o veselie. Îmi place termenul ăsta. Și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Există lucruri care abia Dumnezeu așteaptă să te umpli de acele lucruri. Dar trebuie să să-L lași pe Dumnezeu să te ducă la cel mult înalt. Să-L lași pe Dumnezeu prin Domnul să te conducă la această casă de rugăciune. Și când ajungi acolo te va umple de veselii, te va umple de anumite lucruri extraordinare. Nu sunt doar cuvinte, nu sunt doar vorbe în vânt, sunt realități care le putem trăi. Și care, unele le-am trăit într-o anumită măsură. Dar pentru orice experiență care ai tu într-o anumită măsură, Fi sigur ke egziste ou man suran mayman de tche, doun mne zo yon finit. Doun mne zo yon atot pouten. Da tche a di nvejni tche, nvejni tche, tche kare sent, enjou ou l tron nou lwi, kontinou an sa sen kin, en lwi chise la si ode. que nous se termine en frémoussez de lui, nous se termine en slave lui, nous se termine chez pas esprit, l'esprit maréty à lui, nous se termine. A chaque heure cararfi expérience à nostra à cum à casse de rogatune sa film consciente qu'existe ma et maïmari. Je donne les os et n'ajoute à ce carotin, je suis expérimentant. Uneori trebuie să ne concentrăm asupra să schimbăm casă. Să schimbăm casă, nu știu, de certuri, de um, racial sau de alte lucruri de genul ăsta. Să schimbăm casă și să mergem în casă de rugăciune. Să schimbăm unde stăm din punct de vedere spiritual. Când această schimbare de casă e făcută, automat se întâmplă schimbarea în viețile noastre, fără să facem niciun efort. Dar uneori ce căutăm să facem este că stăm în casa robiei sau nu știu ce alte casă cu un adjectiv, ca să zic așa, negativ, și căutăm o companie de mutare, asta, compania asta care ajută oamenii să se mute, să mută lucrurile și căutăm o astfel de companie care să se ducă în casa de rugăciune și să ia lucrurile de acolo și să imute mute, să le duce în casa unde suntem noi. Asta nu se întâmplă.